Membrii USL din Neamț au anunțat public că au deja o propunere proprie de reorganizare administrativ-teritorială creată după modelul francez. În opinia lor, ceea ce dorește să facă președintele Băsescu nu este decât o ilegalitate. Propunerea privind reforma administrativă și reorganizarea teritorială a României este din nou o temă falsă, propusă de Traian Băsescu, o temă menită să creeze haos, pentru că Traian Băsescu de asemenea știe că reorganizarea administrativă este ilegală după legea 3 din 2000, legea referendumului. Ne spune foarte clar că orice modificare a frontierelor administrative, ale comunelor, orașelor, județelor, se poate face numai după o consultare.